Joi, 11 decembrie, iubitorii de muzică bună sunt așteptați începând cu ora 19 în auditoriumul Iosef Schmidt al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Acolo va avea loc un concert extraordinar de sărbători. Soliștii Operei Naționale Române din Iași vor interpreta câteva dintre cele mai celebre arii de operă, duete și canțonete. Printre artiștii prezenți pe scenă se vor afla soprana lăcrămioara Maria Hrubaru Roată și tenorul Florin Guzgă, laureați în cadrul galei premiilor operelor naționale ai premiului pentru cel mai bun debut feminin, respectiv masculin din România, în stagiunea 2013-2014. Opera Națională Română din Iași este una dintre cele mai titrate și de succes instituții de cultură din România. Organizatorii concertului, Universitatea Ștefan cel Mare și Casa de Cultură a Studenților din Suceava, precum și artiștii invitați, promit sucevenilor o seară memorabilă de iarnă în armonii de operă și canțonete. Vor veni 9 dintre cei mai buni soliști de operă de la Opera Națională Română din Iași, care este una dintre cele mai titrate și de succes instituții de cultură din România, după cum se știe, iar noi, organizatorii, împreună cu artiștii invitați, promitem o seară memorabilă de iarnă în armonii de operă și canțonete. Deci invităm toată lumea să vină, să asculte și să simtă atmosfera sărbătorilor de iarnă. Biletele se pot achiziționa între orele 9 și 16 de la camera 101 din corpul F al Universității Ștefan cel Mare Suceava sau înaintea spectacolului de la intrarea în auditoriumul Iosef Schmidt. Prețul unui bilet este de 5 lei pentru studenți și elevi și de 10 lei pentru publicul larg.